Tânăra generație este viitorul agriculturii moldovenești. Dacă guvernul de la Chișinău va reuși să-i motiveze să se implice în agricultură, cu siguranță viitorul industriei agricole va fi asigurat. Într-un interviu pentru AgroTV Moldova, ministrul agriculturii a declarat că tinerii sunt cei care vor contribui la dezvoltarea acestui sector. Noi avem tineri destul de pregătiți. Problema cea mai mare e că noi trebuie să le creăm așa condiții că ei să rămâi aici și să rezolve problemele agriculturii. Ministrul spune că instituțiile de învățământ din țară sunt capabile de a pregăti specialiști, doar că și aici apar probleme când trecem de la teorie la partea practică. Teorie noi o putem căpăta la universitate și la colegiile care le avem aici. Partea teoretică la universitate e la nivel. Noi avem programe, avem profesori care s-au implicat bine, dar sunt probleme practice pentru universitate și pentru sectorul real a economiei. De exemplu, pentru Universitatea Agrară noi nu avem stațiunile astea didactice experimentale. Avem nevoie de terenuri unde să ne ocupăm cu partea practică. Asta e o problemă. Altă problemă și o verigă slabă după mine, asta e legătura între universitate și instituții și cetăși științifi și în domeniu. Aici noi am putut să pregătim cadrele tineri. Potrivit oficialului, sistemul dual de formare profesională este o soluție pentru a atrage tinerii să se avânte în acest sector. În cadrul acestui program de studii, 70% vor constitui instruirile practice și doar 30% vor fi instruirile teoretice. Un alt avantaj este faptul că elevii vor fi renumerați. Inițiatorii acestei idei de implementare a sistemului dual de formare profesională în domeniul agricol sunt încrezuți că doar motivându-i corect pe tineri vor contribui la sporirea numărului de brațe de muncă calificate în domeniul agricol.